soare și ploaie, zăvit și anul, pentru zâmbet și lacrimi, pentru tot ce-am primit, îți mulțumim, îți mulțumim, pentru dulcea chemare și harul primit, pentru clipe sublime ce veci n-au sfârșit. Fața unor oameni,
Și am mari emoții când trebuie să vorbesc despre Dumnezeu și când ale mele cuvinte trebuie să conțină pe Dumnezeu și mai ales când trebuie să conțină ceea ce a făcut El pentru noi, lucru pentru care trebuie să-i mulțumim. Și de aceea, ceea ce vă voi spune, credeți-mă că vă spun din toată inima, sunt lucruri pe care mi le doresc să fie în viața mea și le doresc să fie și în viața dumneavoastră. Dumneavoastră știți, pentru că sunteți oameni la fel ca și mine, care iubiți pe Dumnezeu, de ce ne aflăm și în dimineața aceasta aici, știți că mulțumirea noastră trebuie să cuprindă lucrurile trecutului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care ni le-a dat. De asemenea, cuvântul Domnului ne învață să mulțumim lui Dumnezeu și pentru lucrurile care vor veni. Spune Apostolul Pavel, să cerem cu mulțumire, deci să mulțumim prin credință. Dar cu precădere, noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și să fim mulțumitori pentru prezent. Trecut, prezent și pentru viitor. Pentru orice segment de timp al vieții noastre, noi trebuie să dovedim și trebuie să ne antrenăm în a avea o atitudine de mulțumire. Poate pentru unii din dumneavoastră tabloul prezentului nu e atât de colorat, nu e atât de cromat, poate e mai alb-negru, din anumite motive. Totuși, Sfânta Scriptură, în Evrei, la capitolul 13, cu versetul 5, ține să ne învețe ceva în dimineața aceasta vis-a-vis de atitudinea noastră pe care trebuie să o dezvoltăm în raport cu Dumnezeu, încercând să fim mulțumitori. Și haideți să citim împreună acest verset. Uitați cum spune aici cuvântul Domnului. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. El însuși, cu referire la Domnul Iisus Hristos, cu referire la Împăratul nostru. Slăvit să fie numele Domnului. Din start, chiar dacă aici formăm o unitate de oameni, noi ne detașăm în două categorii. Oameni, sau prima categorie, sunt oameni care se bazează pe bani, nădăjduind că aceștia acoperă nevoile lor. Acoperă nevoile curente. Dar mai este o a doua categorie care se încrede în Domnul, nădăjduind că Domnul poate să acopere nevoile pe care aparent noi gândim că le putem rezolva cu banii noștri. Știți dumneavoastră că Sfânta Scriptură vorbește despre cineva căruia a rodit țarina foarte mult. Poate sunteți în locul acesta oameni care nu depindeți de prieteni, nu depindeți de salari, de pensie, nu o așteptați cu așa mare ardoare pentru că portofelul sau contul stă bine. Vreau să vă spun ceva. Toate aceste lucruri se pot sfârși într-un moment. Și dacă ne bazăm pe bani în acoperirea nevoilor, problemelor din viața și problemelor din viața noastră, s-ar putea să falimentăm într-o zi. Dar dacă în dimineața aceasta căutăm cu înțelepciune să ne bazăm pe Domnul în rezolvarea oricărei probleme a vieții noastre, atunci avem o promisiune pe care nu poate contrazice nimeni. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Asta este îndemnul meu pentru dumneavoastră. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Unul are mai mult, unul are mai puțin. Mai mult sau mai puțin în raport cu ce? Ar trebui să ne punem întrebarea aceasta. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Vreau să, probabil vom cânta, pentru că Domnului Cuvânt spune în 2 Corinteni, la capitolul 9, că cel ce dăruiește să dăruiască cu bucurie. Ceea ce am agonisit noi, ceea ce am adunat noi, ceea ce se găsește în proprietatea noastră, în portofel, în cont, în casele noastre, sunt lucruri pe care le-am primit de la Domnul. Nu ne bazăm pe ele, că ele vor acoperi toate nevoile din viața noastră și vom fi scutiți de toate problemele. Ci venim să mulțumim Domnului pentru starea în care ne aflăm, oricare ar fi ea, și în dimineața aceasta alegem în continuare să ne bazăm pe Domnul. Amin? Amin. Cu niciun chip n-am să te las și nu te voi părăsi. Este promisiunea Domnului pe care v-am reamintit-o eu în dimineața de astăzi. Și cu bucuria aceasta că tot ceea ce avem am primit de la Domnul. Cu bucuria aceasta că nu banii aceștia
vor acoperi problemele și nevoile din viața noastră, ci că Domnul este acela care poartă de grijă în orice domeniu și în orice circunstanță. Aș vrea să ne deschidem inimile și să dăruim ceva, dacă m-a dus la casa Domnului, pentru Domnul. Bani care se vor folosi pentru bunul mers, desfășurarea slujbelor a bisericii de aici și în același timp, cu siguranță de asta, sunteți oameni care știți că suntem o biserică care am înțeles ceea ce înseamnă valorile și ceea ce înseamnă a te implica din punct de vedere social și proiecte cu scop filantropic. De aceea, în dimineața de astăzi, vreau ca să vă îndemn, să ne deschidem inima și să dăruim ceva. Dacă până acum am auzit multe motive să mulțumim lui Dumnezeu, dacă până acum am fost îndemnați în multe feluri să ne reamintim de lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu în anul acesta până acum, cred că este un moment bun în care să spunem, da, Doamne, tot ce am de la Tine, mi-ai dat lucruri minunate, mai binecuvântat, de aceea vin și eu în dimineața aceasta să fac și eu ce pot pentru numele Tău și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Lăudăm împreună pe Domnul din cântarea aceasta. Mi-e dor că simt, o zi când toamna nu vor mai părea nici frunze, nici dor. Și în timpul acesta, după cum am fost motivați, să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Amin. Thank you.
Doamne, Doamne, să te binecuvânteze.